Vă salutăm, distinși consumatori de vloguri în scene. În vlogul de astăzi vorbim în sfârșit despre croazierele pe care le punem la cale cu oamenii de la CrewSub. Mai exact, două croaziere pe care vrem să veniți cu noi. Și prima este croaziera care va avea loc între 24 și 31 mai în fiorduri. O să mergem în Norvegia, o să fie super. Noi o să vă spunem itinerariile pentru ambele croaziere. După... Și a doua? Le spunem imediat, stai așa, ține puțin în suspans. După care vă explicăm, cum să zic, argumentele noastre pentru care o excursie pe croaziere este super șmecheră și apoi intrăm în specificații, adică în partea a treia vlogului, intrăm în specificații mai exact prețuri, costuri, toate cele. Dar, primul pas, noi v-am întrebat în vlogul precedent, un vlog de săptămâna trecută. Discuțiile de club de săptămâna trecută. Dacă v-ar tenta să veniți pe croazieră cu noi. Iar răspunsurile voastre au fost covârșitoare în direcția de da. Am primit și mail-uri, am primit și DM-uri, așa că mă bucur din tot sufletul că oamenii vor să petrecă 7 zile sau 14 zile la anul, alături de noi pe croazieră. Eu acum caut itinerariul pentru că am aici oferta, dar nu găsesc itinerariul. Atât de organizat. La care întâi de te uiți acum? La prima, foarte bine. Vorbim despre prima. Corect? Da. Vă zic eu imediat că avem aici, uite-te. Da, fix asta fac și eu, identic. Ce faci tu, fac și eu. Așa? Bun. Suntem horror. Gar, l-am găsit. Ah, wow, l-a găsit. Băi, specialist. Centoria neagră încăutat în mail-uri. Bine, eu țin aici costurile. Vasul este Costa Diadema. Durata 7 nopți. Perioada de călătorie 24-31 a 5-a 2024, adică mai. Da. 24-31. Portul de îmbarcare este Kiel. În Germania. K-I-L, în Germania. Zborul este pe Hamburg cu transfer în Kiel. Mă, în fine, aici, împreună cu oamenii de la CrewSub, veți afla detaliile vis-a-vis de zbor, pentru că este din scurt această plecare. Chiar dacă noi suntem acum în martie, iar plecarea este în mai... Pentru croaziere e considerat foarte, foarte din scurt. Da. Itinerariul este Kiel, Copenhaga, apoi urmează o zi pe mare, Bergen în Norvegia, Flam, Norvegia, Haugensund, Norvegia. Mi s-a părut super tare că în comentarii la vlogul... Am văzut, a fost cineva care mi-a spus că stă acolo. Cât de tare e asta, așa că mi-ar plăcea super tare să ne întâlnim, apropo, dacă se poate în ziua respectivă. Apoi urmează încă o zi pe mare și ne întoarcem în Kiel, Germania. Itinerariul poate suferi modificări impuse de vreme sau alte aspecte independente de CrewSub. Asta pentru că, de exemplu, noi când am fost pe Mediterana de Est, într-o zi, n-am putut să... Unde trebuia să merg? Trebuia să oprim în Mykonos și pentru că era super mega vânt și furtună, am mers în Atena și am stat 2 zile în Atena, ceea ce n-a fost rău, nu ne-a plăcut. Dar știți cum e, safety first. Exact. Așa, bun. Iar a doua. Dacă observați că suntem îmbrăcați diferit, eu sunt îmbrăcat așa foarte în nuanțe de gri, adică specifice Norvegiei, Germaniei, da? Iar Marian este îmbrăcat foarte tropical. Asta pentru că mergem în ianuarie, la anul, în 3, 2, 1 și... Caraibe! Când ne simt că în Isla de Minuni. Da, deci mergem în Caraibe. E visul meu de ani de zile să merg pe croazier în Caraibe. Și uite că se întâmplă la anul. Și cea mai tare fază e că împreună cu CrewSub am gândit niște pachete și pentru voi. Adică oamenii de la CrewSub le-au gândit, nu noi. Ei au zis, băi, vrei să mergeți cu comunitatea? Uite, astea sunt pachetele. Și au făcut pachete speciale pentru comunitatea noastră. Așa. O să vă spun imediat și cum... și cum puteți intra în contact pentru aceste pachete, dar până atunci trebuie să vă zic itinerariul pentru Caraibe. A găsit soția. Am găsit soția. Unde e soția? Pe canapea. Plecarea este pe 8-a-1-a-2025 cu retur pe 23-a-1-a-2025, așa cum v-am spus, în 14 zile. Mergem cu? Costa Fascinosa. Fascinosa. Mama mia, pizza pasta. E superb. Deci, o chestie așa, până să vă spunem despre itinerariu, e fantastic
că mergem cu această linie Costa, pentru că ei sunt italieni și asta înseamnă că mâncarea este delicioasă. Noi pe celelalte două croaziere pe care am fost, tot cu ei am fost și a fost mâncarea divină. Deci nu, am mâncat niște chestii wow, wow. Imediat vorbim despre pro și cons, adică și contra, iar la contra, spoiler alert, va fi faptul că e posibil să vă îngreșați. Da. Deci mâncarea atât de bună, nu, și atât de multă, abține, încât 7 zile noi n-am îngreșat, cred că în 14 o să ne dublăm. Și mai suntem și la plajă. Hai să trecem la itinerariu. Bun. Avem așa. Se pleacă din București și aterizăm în Guadeloupe. Da? În Guadeloupe. Unde vom sta o noapte până ne vom marca a doua zi pe Vas. Prima zi și prima oprire este St. John's Antigua, după care a doua zi este Tortola, după care avem La Romana Republica Dominicană, după care avem o zi pe mare, după care Ochos Rios în Jamaica, Montego Bay Jamaica după aia, Grand Turk, Turk and Caicos. Turks and Caicos. Aici are Drake casă, în Turks and Caicos, by the way. Poate merge și la el în vizită, nu știu, o să-l sun să văd dacă e disponibil, dacă în perioada e acasă. După care avem Amber Cove, Republica Dominicană, Insula Catalina, tot în Republica Dominicană, La Romana, tot în Republica Dominicană, o zi pe mare, Rosé Dominica. Dominica, yeah, da. Yeah. Pe bunica mea o chema Dominica. Yeah. Castri sau Castre, nu știu cum se pronunță, Castries, San Lucia. San Lucia, am auzit că asta e una dintre cele mai frumoase, adică e în topul celor mai frumoase plaje din lume, San Lucia. Bun, după care ne întoarcem în Point a Pitre, Guadeloupe. Santa Lucia, Santa Lucia, da. Santa Lucia, mamă. Da, și cam asta este... Ah, și după aia ne întoarcem în Guadeloupe. Da. Ce trebuie să știți, apropo de această croazieră? De obicei, croazierele în Caraibe... Paranteză, dacă am pocit vreun nume, să mă iertați. Oricum, o să punem aici pe ecran tabelul cu itinerariul ca să vă fie mai ușor. Dacă a pocit vreun nume, în caz că veți veni cu noi, veți auzi numele ăla pocit tot timpul, cu siguranță, și de aia și de mine, nu vă, și în special de Noel. Și apropo, în ambele croaziere vom merge în formație de 3. Eu, Georgiana și Noel, desigur. Normal. Deși el va poci numele. Vreau să zic o chestie. De obicei, croazierele în Caraibe pleacă din Miami, iar asta înseamnă că trebuie să ai viză de state. Că aterizezi în Miami, te urci, în cazul ăsta nu ai nevoie de viză de state, pentru că plecarea este din Guadeloupe, mi se pare, da. Și Guadeloupe ține de Franța. Oui, oui, je parle français très bien. Este una dintre, cum se zice... teritoriile overseas ale francezilor și nu aveți nevoie de viză de state, însă într-unul dintre porturi, într-o zi, dacă vreți să coborâți de pe vas, aveți nevoie de viză de state. Dacă nu, rămâneți pe vas, la șpriț, la distracție, la toate cele, deci doar o singură zi este sacrificată. Atât. Nu știu exact care este ziua, încerc să aflu, dar oricum, dacă sunteți interesați și vreți să mergeți cu noi în momentul în care o să intrăm în toate detaliile privind chestii organizatorice, o să aflăm atunci exact ce și cum, însă dacă vreți să vă luați viza de state, aveți timp până în ianuarie o grămadă. Apropo de viza de state, scurtă paranteză, să nu vă fie frică de viza de state, se ia foarte ușor dacă aveți chestii care vă leagă de pământul românesc. Dacă aveți casă aici, dacă aveți job aici, pe americani îi interesează să mergeți în Statele Unite, să cheltuiți cașcavalul și să vă întoarceți la voi acasă. Asta interesează pe ei. Dacă voi aveți dovezile astea că vă veți întoarce acasă, cu siguranță luați viza fără nicio problemă. Bun. Acum că am discutat despre cele două trasee, încercăm să povestim un pic despre experiența noastră pe cele două croaziere pe care am fost până acum, Mediterana de Est și Mediterana de Vest. Deci, am mers cu Toscana și cu Costa Toscana. Continuă, că mi-aduc eu aminte. Da. Pe scurt... Ce ne-a plăcut în primul și în primul rând este că a fost o experiență nouă, a fost o chestie pe care ne-o doream amândoi și cumva așteptările noastre au fost, nu știu, momentul în care am ajuns acolo și am văzut cât de mișto e, nici măcar nu ne puteam imagina că poate să fie atât de mișto. Este o experiență completă. Probabil că a contat foarte mult și compania cu care am mers, vasul pe care am mers, pentru că arătau foarte bine, personalul foarte drăguț, chiar pe ambele vase pe care am fost noi de la Costa erau foarte mulți români.
prietenoși. Da, da, am și vorbit într-un... Mă rog, în caz că n-ați văzut vlogurile, o să pun playlist-urile cu cele două playlist-uri, cu cele două aventuri pe croazieră în descriere, ca să vă uitați să vă faceți o idee. Noi oricum o să povestim acum și o să vă arătăm câteva cadre din aceste experiențe de vis. Giordano, Georgiana, Ionescu, puteți să continuați. Da, pe scurt, este o experiență, exact ce a spus și Mariana, o experiență de vis, o chestie pe care trebuie să o faci măcar o dată în viață. Noi ne-am fi dorit, sincer, să începem cu Caraibe, prima noastră croazieră, asta ne-am fi dorit să fie, însă, pentru că noi era foarte mic, am zis hai să mergem undeva mai aproape. Ce să zic, este fix ca în filme, fix ce vedeți în filme, oameni liniștiți, toată lumea e zen, asta pentru că... Tu trebuie doar să te bucuri de moment acolo. Trebuie să te bucuri de fiecare port în care poposești, de fiecare țară, oraș în care ajungi. De restul se ocupă vasul. Vasul călătorește noaptea, iar tu a doua zi de dimineață ești într-o nouă locație, gata, odihnit, ca să vizitezi și să explorezi. Costa Veneția a fost prima și Costa Toscana a fost a doua. Ambele superbe. S-a părut amuzat că luna de miere noastră a fost în Veneția. Cu Veneția am fost pe Mediterana de Est, cu Toscana am fost pe Mediterana de Vest. Cea mai tare chestie, cel mai mare patul al croazierilor este că e ca și cum te caziți într-un hotel care are tot ce vrea sufletelul acolo, sufletelul tău, de la mâncare, la activități, la spectacole. Deci în fiecare seară sunt spectacole. Piscină, spa, kids club. Pentru copii. Deci o groază de chestii și multiple restaurante. Te caziți într-un hotel, hotelul peste noapte navighează și te trezești cu alt peisaj în alt oraș a doua zi. Fără să trebuiască să te cari tu cu bagaje, fără, e ca camera ta de hotel, e ca și cum mergi cu autorul ăla, nu știu cum. Camera ta de hotel se mută dintr-un oraș în altul, peste noapte și a doua zi ai alte activități, ai tot felul de vacanțe pe care și de la Costa ți le pun la dispoziție, pare că vom opta și noi pentru câteva. Da, sunt excursii pe care le puteți lua de pe vas. Sau înainte. Voi decideți, vă faceți research-ul. E bine să vă faceți înainte research-ul, să nu vă trăiți acolo cu lista în față, să fiți... Da, mai ales dacă nu aveți, dacă nu aveți copii, vă puteți face planul super mega liniștiți. Noi am încercat să fim așa, mai de pe o zi pe alta, pentru că, na, fiind cu Noel, care era foarte mic, el dicta cumva tonul. Anul ăsta o să fie diferit pentru că a crescut, înțelege, nu mai avem programul atât de militaresc, ca să spun așa. Da, oricum, este o experiență minunată pe care o recomandăm măcar o dată în viață și ne-ar plăcea foarte mult să veniți cu noi în oricare dintre ele. Dar de ce nu mai lăsați să mai spun? De mai pro și contra? Ba da, vă spune. Păi da, deja ai început cu speech-ul de ca și cum vei să închizi. Dar nu, dar era așa emoționată. Stați așa, nu cred că, da, bravo. Eu am venit în viață, am tăiat în carne vie. Deci, pe lângă pro-ul că sunteți foarte, că e hotelul pe... pășine, pe roți, pe apă, da? Pe lângă asta, pe croazieră, așa cum am spus, pe voastră croazieră, ai niște restaurante, ai multe restaurante pentru toate gusturile și la un moment dat, pe ăsta ultimul pe care am fost pe Toscana, aveau și restaurant japonez cu show de la Cala Benihana. Foarte bun, a fost bucară. Pac, ne arunca băiatul, sărea sushi-ul, se dădea peste cap, acolo, foc, omleta, ou, i-a aruncat la unul ou în față, îl lua de acolo, îl spărgea, bă, ceva spectaculos. Deci ai restaurante pe toate gusturile, pentru toate gusturile și bune, pentru că italienii ăștia chiar știu cu mâncarea, de slavă Domnului, de asta suntem încântați de Costa. Am auzit de alte croziere că nu e la fel, deci Costa e la nivel înalt când vine vorba de mâncare. Și noi românii suntem gurmanți, și adică cel puțin dintre toți prietenii și apropiații noștri pe care, care am mai discutat despre croaziere și despre călătorii, bă frate, dacă mâncarea nu-i bună, îți strică toată starea, adică e foarte importantă. Știu că pare meschin ce spun, dar chiar e foarte important. Dacă nu mănânci bine, ești supărat, eu așa sunt. Da, da, înțelegi, chiar așa e. Cum spuneam, seara ai activități, ai entertainment din plin și nu te plictisești. În fiecare seară au un show anume. Poți să, mi-au cam aminte pe Costa Toscana, frate, deci era ca un amfiteatru acolo. Da. Era un teatru în toată regula. Și, unde... Da, numere de circ, spectacole. Noi eram micuți atunci și nu înțelegeam mare lucru, dar acum sigur o să stea și o să fie în prima linie și o să aplaude. Ai multiple activități, când vă povesteam, ai zona de jocuri, da, air hockey, mi-am cam că am stat cu Noel și era o sedată trecută de tot un joculeț de ăsta, un soi de roata norocului, unde câștiga tot timpul o rățușcă, adică putea să, era cu câștig garantat. Dacă n-am plecat acasă cu 20 de rățuște de alea.
ai, cum spuneam, piscină, ai spa, îmi pare că n-am ajuns la spa la trecută, ajungem. Pentru că pe Costa Toscana aveau spa-ul ăla cu zăpadă, era cu... Da, zici, aveau ceva... Da, și nici n-am putut să intru să filmez pentru că erau oameni acolo, era saună cu zăpadă sau ceva gen, nu mai știu exact, adică au și tot felul de activități astea interesante, acum nu știu dacă pe Diadema sau pe... Fascinosa. Avem genul ăsta de activități. Da, vom afla. Din câte am înțeles, cele două croziere, în cazul de față, nu sunt la fel de noi ca astea, alte case, pe astea de pe Toscana și Veneția, dăduseară... Folia. Folia, da, deci erau noi nouțe. Dar calitatea este la fel la nivel înalt pentru noi. Noi ne-am uitat pe poze și cabinele arată aproape la fel, adică ca dimensiune la fel, singurele diferențe mi s-a părut că erau la nivel de design, că aveau tapetul nu știu cum și că erau alte culori înăuntru, dar restul arăta la fel, adică... Dacă vă luați pachetul cu băuturi, e super tare, recomand, pentru că nu e stresat niciodată, te duci la bar, cât costă, că nu știu ce. Și păi, totul e all inclusiv, mâncărică, băuturică, totul e țuț, adică ești și băutura la... foarte bună, calitate foarte bună, adică... Da. N-am băut niciodată nimic pe niciunul dintre cele două vase pe care am fost, să zicem, bă, e nașpa, a fost nașpa, nu. Foarte bun, adică cum trebuie, făcute cum trebuie. Cum spuneam, mai activități atât pentru familii cu copil, ceea ce, sau copii, pentru noi s-a potrivit de minune, dar și pentru cupluri. Mi-au aminte că pe ultimul vas, Costa Toscana, aveau un bar adults only, unde copiii nu erau bineveniți, copiii mai mici de 12 ani sau ceva de genul, care așa. Aveau acolo jacuzzi. Și adică nu auzi copii care urlă pe acolo. Un Noel care face haos. Deci e și pentru cei care sunt mai pretențioși din punctul ăsta de vedere, au soluții. Acum nu știu dacă ești pe celălalt, dar cel mai probleme au, pentru că e o filozofie până la urmă. Toată lumea trebuie să se simtă bine. Și o chestie pe care vreau să o spun, că e așa un mit, că toată lumea are impresia că pe croaziere sunt doar persoane în vârstă. O să rămâne surprinși, dar pe cele două pe care am fost noi, mi s-a părut că au fost mai mulți tineri decât persoane în vârstă. Adică erau foarte multe familii cu copii de toate vârstele, de la 2 luni până la 15 ani, foarte mulți tineri, dar tineri 20 și ceva de ani veniți în grup de prieteni, adică nu cu părinții, 30, cum suntem noi. Și luni de miere erau pe acolo, da, ce da, mai da, probabil. Da, adică sunt de... E un mix. Da, adică cumva și activitățile de pe vas sunt gândite astfel încât să mulțumească toate categoriile de vârstă. Asta așa ca să... Da, referitor la o altă frică a oamenilor vis-a-vis de... Rău de mare. Rău de mare, să știți că din noi experiența noastră pe cele două croziere... N-am experimentat asta. Adică cred că singura senzație pe care o experimentez este, cel puțin din experiența noastră, repet, este ca atunci când ești în avion. Adică în prima croazieră, când într-adevăr a fost furtună, am simțit ca și cum ar fi fost niște mici turbulențe, dar mult mai light. Da. Vasul este foarte mare, noaptea când dormeam, când stăteam întins, da, 180 de grade, acolo simțeai ca și cum ești în avion. Așa, poți da. Să-mi simțeai că... Nu știu cum să spun, că trece aer pe sub tine. Da. Era o senzație foarte interesantă, dar nu neplăcută. Dacă voi aveți râu de mare de ăsta așa, evident că nu e de voi, cel mai probabil, dar dacă sunteți așa în zona moderată, nu o să simțiți mare lucru. Desigur, există și varianta în care poți să apară furtun, dar după cum v-am zis mai devreme, oamenii de la Costa își rezervă dreptul să schimbe itinerariul în caz că nu se duc în gura lupului unde doar e furtun, ca să, da. Ține, să se țină de program, da. Deci, e safety first, așa cum am spus. Oricum, există și medicamente, să știți, pentru rău de mare. Chiar există, da, există. Știu că lua Bunescu ceva pe rău de mașină. Deci da, există și o brățară care se pune la mână și cumva ține presiune pe putem da. Să faceți research. Acum... Dacă, nu, în ideea în care sunt oameni care sunt... nu știu, vor să meargă, nu știu dacă le e rău sau nu le e rău, există și varianta asta, vă puteți face research și o să aveți la voi, oricum sigur există și la bord. Voi vă știți cel mai bine gradul de suportabilitate și de adaptabilitate. Noi n-am avut nicio problemă. Gândiți-vă că noi am fost cu un copil, n-aveam nici măcar un an când am fost pe prima croazieră. L-am și antrenat, l-am și luat din fașă, adică la 2 luni am mers cu mașina cât 12 ori până în Tasos, adică despre ce vor, în copilul ăsta e plimbat, e antrenat. Da. Să trecem acum la partea... La partea negativă, asta vreau să zic, singura parte negativă pe care am identificat-o este că ești tentat să mănânci mult și să bei mult. Și nu mă refer la alcool, ci la sucuri, la toate cele, pentru că le ai la botul calului. Și dacă ești acolo, bă, sunt român, îmi place, îmi place viața. Asta ar fi singura chestie. În rest,
servierea super ok, vibe-ul super ok, ce țin în familia Costa, că avem două la activ, sunt sigur că o să vă placă. Dacă sunteți așa cum suntem noi, deschiși și flexibili și toate cele, nu are cum să nu vă placă. Exact. Așa, da. Și acum să trecem la partea care probabil vă interesează cel mai tare, care sunt costurile. Ok. Și o să începem cu prima croazieră, cea din mai. Ce trebuie să știți din start, pentru că v-am spus și la începutul vlogului că este foarte din scurt. Asta înseamnă că aceste prețuri pe care vi le spunem noi sunt dinamice și încep de la. Adică poate să crească puțin sau puteți să aveți noroc să nimeriți același tarif. Da. Depinde și când, adică dacă stați mult pe gânduri, e posibil să se schimbe, pentru că nu sunt, cum e la croziera din Caraibe, care este totul bucuit, totul așa, pachetul este extern, nu există fluctuații de preț. Aici e spontană treaba și ține de compania aeriană, de exemplu. Ține de ce cabine au mai rămas libere pe vasul de croziera, adică e dinamică situația, ați înțeles, v-am explicat și eu ca să mai zic încă o dată. Bun, și avem așa, Costa Diadema, tarife de la, și o să începem cu ocupare dublă, adică prețul este pentru două persoane în cabină, sunt mai multe tipuri de cabină și o să le spun pe fiecare în parte, dar o să apară și pe ecran figurile, astfel încât să știți prețurile, ca să știți să fie mai ușor. Avem așa, 3.198 de euro, cabină dublă, pentru doi adulți, da? Loc în cabina interioară. Cabina interioară înseamnă că nu aveți geamuri. Sunt cabinele care sunt pe interiorul vasului. Cum este vasul, ăsta este vasul. Sunt camere așa și mai este o rând de camere pe mijloc. Astea sunt cabinele interioare. Eu sunt gândite, o să vedeți și voi, sunt prețurile astea care sunt, de la care începe povestea, sunt prețurile accesibile pentru cabinele astea. Dacă vrei geam, costă mai mult. Dacă vrei balcon, evident costă și mai mult. Prețul de persoană este 1599 de euro. Da. Și de-aia adunat două persoane, 3198. Bun. Locul în cabina exterioară, adică doar cu geam, fără balcon, este 1829 de persoană. Asta înseamnă 3658 de euro cabina dublă pentru doi adulți. Trecem la locul în cabină cu balcon, adică cum am avut noi în celelalte croaziere pe care am fost, care practic e și cea mai frumoasă cameră, 1999 de euro de persoană, 3998 de euro de cabina dublă pentru doi adulți. Dacă aveți și copil, până în 2 ani nu costă nimic, peste 2 ani, până în 18, 799 de euro în cabină cu doi adulți. Avem și varianta de ocupare single. Și avem așa, 2699 de euro cabină single interioară, 3099 de euro cabină single exterioară, adică doar cu geam, și 3399 de euro cabină single cu balcon. Ce trebuie să știți este că în aceste tarife sunt incluse următoarele servicii. Pensiune completă la bordul navei, taxe portuare, biletul de avion Otopen Hamburg și retur cu compania LOT, taxe de aeroport și transferul de la aeroport, port-aeroport. Pentru că, așa cum v-am spus, aterizarea este pe Hamburg, însă plecarea este din Kiel. Asta înseamnă că din Hamburg în Kiel va fi un transfer. Cam o oră să ajungi, noi mers cu mașina, mi se pare. Ce nu este inclus? Taxa pentru servicii la bord, care este 11 euro de persoană pe zi, pachetele de băuturi pe care o să vi le detaliez imediat, serviciile medicale la bord și excursiile la țărm. Așa cum vă spuneam, nava în fiecare zi acostează în cât un port. Există excursii pe care le puteți achiziționa de la Costa și mergeți cu ei, sau puteți să plecați singur de capul vostru și aleați cheltuielile voastre. Nu vă costă nimic, e treaba voastră. Partea mișto e că uitați să vă zic la Caraibe și să vă zic acum, imediat când am zis original la Caraibe, o chestie foarte șmecheră și de ce mi-am dorit tot timpul să mergem în Caraibe cu croazier. Bun. Pachetele de băuturi. Sunt trei pachete de băuturi. Este varianta soft drinks, adică fără băuturi alcoolice și, mă rog, apă minerală, băuturi calde, barul de ciocolată și cocktailul non-alcoolice. Deci ăsta este practic, aveți inclus tot în afară de băuturi alcoolice și costă 23 de euro de adult pe zi sau 15 euro de copil. Da? Ok. După care trecem la pachetul de băuturi My Drinks. Este includ anumite băuturi, practic nu sunt toate, adică nu sunt alea
hai, nu știu cum să le spun. Cum am bătit noi în Maldive, de aveam un all inclusiv băutoare, alea clasice, o cuba liberă, nu știu ce, dar băutorile alea mai scumpe și cocktailurile alea mai pretențioase erau următorul pachet, care intra un all inclusiv. Da. În cazul ăsta, cât e pachetul ăla? 35 de euro de adult pe zi și 15 euro pentru copil. Oricum, o să punem aici pe ecran screenshot cu asta, că aici aveți detaliat absolut tot ce, toate băuturile care sunt incluse pentru pachet. Pentru bușiște, mai că 15 euro pentru copil. Păi nu, că copilul are, e 15 pentru orice pachet. Că ok. Bun. Pentru că tu nu poți să iei, tu când iei un pachet, iei un pachet per cabină și atunci, na, pe el îl trece oricum cu 15. Am înțeles, mă gândeam, cum e că 15 euro cocktailurile cu alcool nu, pentru copil? Iar la mă, de ce îmi pune biberon liber, ce dă? Ok, bun, da, deci 15 euro, evident soft drinks și, deci, cât era? Era 35. Și astea sunt băuturile normale, da? Da, nu sunt incluse băuturile premium. Aici. Dar uite, spre exemplu, îți dau un exemplu, poftim, la tequila ai Jose Cuervo, la pachetul premium plus ai toate modelele de tequila pe care le au ei. Deci nu sunt chestii nașpa. Uite, hai să ne uităm la rom. Uite, Bacardi, Silver Gold și Bacardi Limon. Deci, bun. Și astea sunt la alea standard la și la alea de bogați toate. La de bogați sunt toate, da. Și pachetul este 46 de euro de adult și includ toate mărcile premium. Ok, bun. 46 de euro și pe aici. Doamne ajută. Ăla o deci, practic, pentru 7 zile să facem un cost pentru un adult, pentru pachetul premium. 46 ori 7 înseamnă 322 de euro de persoană. Dacă sunteți 2, 644, iar pentru un copil 15 ori 7... Ca să aveți așa și un ordin de mărime, 105 euro. Eu sigur beau mai mult de 400 de euro în ale. Da, nu, bei. Să bei. Câte era, 400 sau câte aia? Da, nu mai știu. Deci astea românul, ar fi... Românul, tot român. Astea ar fi costurile pentru plecarea din mai, pentru fiorduri. Repet, o să aveți absolut toate detaliile puse aici pe ecran, legate de pachete de băuturi și așa mai departe. În colțul georgianei, că văd că e mai mult loc. Așa. Să nu, pe tăte, stai în colțul ăla ca să fie mai mult loc acolo. Așa. Acum, partea administrativă, ca să știți cum să facem și după aia discutăm și despre Caraibe sau cum vrei să facem? Păi spune-le și hai să băgăm și Caraibe. Ok. Bagă. Apropo de Caraibe, că asta voiam să vă zic când ajungeam la Caraibe, băi frate, cea mai tare chestie e că spre deosebire de, uite, de Atena, când am fost în Mediterana de Est, tu ajungeai în port, dar portul din Atena e la vreo 20-30 de minute distanță de centrul orașului, da? Sau poate chiar nu mai țin decât am făcut cu taxiul de acolo. E, aici în Caraibe sunt insulițele alea mici. Ai coborât frumos de pe vas și ai intrat în la miezul la miez și sunt toate activitățile acolo. De asta voi în Caraibe, abia aștept Caraibe să fie. Bun. Pentru Caraibe, noi avem rezervate pentru Ionesquad și pentru voi, adică 12 cabine. Și pentru niște prieteni, că se bagă niște prieteni. Da, adică avem 11, practic. Hai, supunem 12, că vedem cu ei, mai suplimentăm. Bun, tarifele pe care o să vi le spun acum eu sunt valabile până la 15.04. Asta nu înseamnă că trebuie să plătiți tot acum, dacă vă hotărâți să mergeți. Se poate da un avans, asta o discutăm organizatorii, ce le discutăm noi separat. După ce vă hotărâți, vă spunem exact ce trebuie să faceți ca să intrați în toată povestea asta. Dar haideți să vă spun costurile. A preluat soțul legătoare, asta pentru că... După cum el poartă cămașa de Caraibe, eu port cămașa de fiorduri. Cu mânecă lungă. Bun. Mai întâi de toate, trebuie să rețineți două aspecte vis-a-vis de costurile pe Caraibe. Perioada este dublă, da? Stați de două ori mai mult, pe 14 nopți. Avem și o noapte de cazare în Guadalupe. În Guadalupe, 4 stele de pensiune pe 8 întâia și zborul este destul mult mai lung pentru că te duci pe partea alta a planetei, până în Caraibe, aici la 2 pași. Costurile sunt următoarele. Avem cabină interioară, de fapt avem două tipuri de cabine interioare, iar prețul este pentru cabina interioară IN1 3249 de euro de persoană. Iar pentru IN2 interior 2, avem 3299 de persoană. Ăsta e tariful special, cum vă spuneam, până pe 15.04. Tariful standard este 3449 pentru interior 1 și 3499 pentru interior 2. Da? Deci este mai ieftin. Avem cabina exterioară. Cea cu geam, nu cu balcon. Da, cea cu geam, nu cu balcon. Mulțumesc, doamna Ionescu. Tariful până pe 15.04 este 3599 de persoană. Iar
după perioada respectivă este 3799 de persoane. Deci cumpărați acum, să sună telefoanele, plătiți avansul, bun. Cabina cu balcon este 3899 de persoană. De persoană până pe 15-a patra și 4099 după perioada respectivă. Tariful include cazare 14 nopți la bordul navei de croazieră în funcție de tipul de cabină ales, toate mesele la bordul navei, micul dejun, prânzul și cina, desigur, un program bine planificat de activități în zilele petrecute în largul mării și o mare varietate de oferte de divertisment seara. Seara de gală cu o cină specială. Asta n-am avut-o până acum. Poate îl cunoaștem pe capitan, știi cum e? Așa. Utilizarea echipamentelor de gimnastică și fitness, participarea la activitățile de la bordul navei de croazieră, piscine, jacuzzi, ale. Pe lângă asta mai avem biletele de avion București, Pointa Petr București, cu bagaj de mână și de cală incluse, taxele portuare și de aeroport, transfer aeroport-port, hotel-aeroport, o noapte de cazare cu demipensiune de care vă spuneam la hotel Auberge, de la Ville Tour, așa, 4 star, oui, sau similar în Guadeloupe, depinde, da, de așa, excursie cu prânz inclus în Guadeloupe pe 23 ianuarie 2024. Adică în ultima zi avem și o excursie cu prânz inclus. Superb. Pe lângă asta avem și un însoțitor de grup pentru minim 25 de persoane. Superb. Bun. Ce nu include? La fel ca și data trecută, serviciile medicale la bord, articole puse la vânzare în magazinele de la bord, o să logic, vedeți că aveți foarte multe magazine, asta am uitat să vă zicem, excursiile opționale la țărm, de care v-am povestit, accesul la centru de înfrumusețare și spa, desigur, astea costă, internetul costă, apropo, puteți să vă luați pachete de internet, aveți trei tipuri de internet. Aveți internetul la clasic doar pentru mesaje, aveți internetul la și browsing și full internet să puteți uploada vloguri și alea. Până ne-a costat undeva la 100 de euro pe săptămână când am fost pe Mediterană. Da, de acum, vă dați seama, poate să difere prețurile de la navă. Și desigur, service charge-ul de 11 euro de persoană pe zi, care este obligatoriu, nici asta nu inclus, deci trebuie să mai scoateți din buzunar încă 11 euro de persoană zi de zi. Avem așa, costurile pentru copii și pentru al treilea sau al patrulea adult în cabină. 1999 de euro de copil, copii cu vârsta între 2 și 18 ani, în cabină cu doi adulți care plătesc tariful întreg, iar al treilea și al patrulea adult în cabină costă 2519 euro de persoană, primii adulți plătesc tariful întreg. Astea sunt prețurile pentru orice fel de tip de cabină ați alege. Deci, indiferent că luați interioară, exterioară, cu geam, exterioară, cu balcon, astea sunt tarifele pentru copil, a doua sau a treia sau a patra persoană în cabină. Și avem și prețurile pentru cabinele ocupate în regim single, cea interioară 3999 de euro de persoană, cea exterioară cu geam 4359 și cea cu balcon 4749. Evident, la aceste tarife nu sunt incluse pachetele de băuturi. Dacă sunteți interesați, o să primiți, așa cum v-am spus, toate detaliile logistice pe mail, detaliat frumos într-un document, astfel încât să aveți absolut totul bine organizat și făcut cum trebuie. Voi ați văzut, v-am pus aici așa frumos pe ecran toate informațiile astea ca să le vedeți în timp ce povesteam. Avem și informații, ce frumos, uite, avem și informații despre fiecare zi, despre unde fiecare insulă. Informațiile astea o să ajungă la voi, în momentul în care sunteți hotărâți să veniți cu noi. Dar acum să vă spunem cum ajungeți să plecați cu noi, ce trebuie să faceți. Mai era o chestie. Pe croziera asta de pe Caraibe vom avea un om dedicat de la Cruise Hub care va veni cu noi și se va ocupa el de toate chestiile organizatorice acolo. Adică nu o să fiți de capul vostru, da, sau nu o să fim noi cei care, nu știu, să vă ajutăm pe parte. Adică suntem și noi acolo în măsura lucrurilor pe care le știm, eu vă ajut cu cel mai mare drag, dar vom avea un om dedicat, un om care va ști toate informațiile astea pe acolo, specialist pe partea asta, da? Deci vom avea suport. Noi vom fi acolo pe distracție, pe șpriț, pe alea, o glumiță, o sărmăluță, o atenție, mergem împreună dacă vreți, adică, yeah. Acum că v-am spus toate prețurile și voi vorbiți cu soția, cu iubitul, cu iubita, cu soțul și hotărâți dacă vreți sau nu vreți să mergeți cu noi. Noi ne-am dorit foarte tare să mergeți cu noi. Ar fi prima noastră vacanță comunitatea. Oricare dintre cele două
croaziere. Da, despre asta vorbim, nu? Da. Nu, n-am înțeles ce aveți să zică. Dar am zis, păi da, nu, că zice, a fost sunt... prima noastră și sunt două croaziere. Păi măi, prima noastră sunt fiori doi, da. Acum să vedem, da? Apoi urmează așa, da. Ați înțeles, suntem emoționați. Sau zăpăciți mai bine. Georgiana se ascunde în spatele emoțiilor atunci când e zăpăcită. Eu recunosc, frate, sunt zăpăcit, sunt haotic, ați văzut. Cei cu globul sunt în acțiune. Deci, dacă v-a hotărât să mergeți cu noi care dintre cele două croaziere, sau poate în amândouă, trebuie să ne dați un mail pe călătoreștecuionesti@gmail.com. O să punem aici pe ecran adresa. Călătorește cu Ionesti, legat și cu doi de ei, Ionesti, da. @gmail.com. Și să sune telefoanele. Noi mai departe o să vă punem legătură cu cineva de la Cruise Hub, care va prelua toată partea de suport, astfel încât să aveți, să vă poată răspunde la toate informațiile la care, nu știu, să vă dea toate informațiile, să vă răspundă la toate întrebările la care poate noi nu am răspuns în vlogul ăsta, cu toate că eu cred că am vorbit și am spus de toate. Deci asta trebuie să faceți. Trebuie să dați un mail pe călătoreștecuionesti@gmail.com și de acolo preluăm noi și vă facem legătura cu cei de la Cruise Hub. Na, ăștia-s pașii, dacă vreți să beneficiați de prețurile speciale pentru Caraibe, trebuie să faceți chestia asta. Și dacă vreți să mergeți cu noi, la fel, trebuie să faceți acest pas. Da. Sper că v-am răspuns la toate întrebările. Așteptăm mail-urile voastre dacă vreți să veniți cu noi. Abia așteptăm. Chiar sunt foarte și sunt super curioasă, mai ales că care va fi dinamica. Mai ales că au fost foarte, foarte multe, foarte multe mesaje de la voi în care ne-ați spus că vreți să mergeți cu noi și eram așa la modul, nu ne venea să credem. Cu toate că de-a lungul timpului au mai fost discuții cu voi în privat sau când ne-am mai întâlnit și ne-a spus că vai, ce ne-ar plăcea să mergem și noi cu voi, poate vă gândiți să organizați ceva. Well, anul ăsta a fost anul în care am hotărât să începem chestia asta, pentru că mi se pare că e așa, e un mod foarte special de a ne cunoaște pe noi și în realitate. Noi suntem la fel, să știți, și în realitate cum suntem aici. Adică suntem mai rău, adică să vedeți. O să vedeți. O să plecați mai devreme la culcare, să vă ascundeți pe vas de mine, să zic, aoleu, uite-l, fugi! Adică sunt circ. Ce voiam să vă zic e că mi se pare interesantă această experiență, pentru că de câte ori am interacționat cu oamenii din comunitate, am observat că se aseamănă foarte, dar foarte mult cu noi și că cu toții ne asemănăm între noi. Ceea ce cred că noi putem fi liantul prin aceste experiențe pentru noi prietenii. Sunt sigur că vă, pe lângă faptul că ne vom împrieteni noi cu voi și offline, vă veți împrieteni voi între voi, pentru că vă veți da seama cât de multe lucruri aveți în comun. Și chiar cred că va fi o experiență excelentă pentru bounding și chiar sunt foarte curios cum va fi să văd așa o gașcă mare de români, noi, între noi, ca și cum mergi cu, nu știu, vacanță cu clasa, excursie cu clasa, ce genul. Să fie superb. Să ne întâlnim așa, salut, salut, hai, ne vedem la 8 acolo, la șperița, la zona de dans, copii, ce puțin, așa mi-imaginez că vor... Poate să veniți și câțiva dintre voi care aveți copii ca să aibă și noi cu cine se joace. Mi-am aminte că eram pe Costa Toscana, mi se pare, ultima era, da. Și în fiecare seară aveam ritualul nostru, ne duceam frumos la, era o zonă de dans, unde stăteam așa frumos și erau copiii și așa erau între ei acolo, era așa ca o comunitate, cum simțim aici la noi în cartier când ne întâlnim cu toți copiii și părinții în parc, așa era în fiecare faza seară, mișto, știi? Pe vasul de croazieră versus, nu știu, o vacanță la un hotel, este că toți urcăm și coborăm în același timp, adică copiii care se împrietenesc pe vas, că da. Noi s-am prietenit cu o fetiță, cu un băiețel, ne-am urcat cu toții pe același vas, le-a găsit acolo în fiecare seară, că cumva ne dădeam întâlnire, fără să ne dăm întâlnire, dar ne vedeam în același loc în fiecare seară și se cunoșteau și e așa o chestie foarte, foarte mișto. Să vezi aceleași fețe, te împrietenești, vrei, nu vrei, te împrietenești, n-ai cum. Vă dați seama cum o să fie cu voi, adică o să fie super. Da. Abia și pe lângă asta, așa, organizatori, în momentul în care vom avea, cum să zic, listele cu oamenii care vor veni, da, vom face și un grup de WhatsApp unde să ținem legătura și chiar cred că vom face așa un plan de bătaie. Bă, uite, am făcut research și am văzut că pe insula aia putem să mergem acolo, putem să mâncăm un burgeraș acolo, putem să facem asta acolo. Adică chiar cred că vom, fiind mai mulți, ne vom organiza culmea mai bine și vom găsi niște locuri mișto pe care să le vizităm și să exploatăm la maximum această experiență. Da. Chiar eu abia aștept, jur. Deci, eu, știți că eu m-am apucat de chestia asta. Deci, cum m-am apucat eu de content în 2009, când mi-am făcut blog, a fost ca să cunosc oameni noi. Să cunosc oameni, să aflu povești, să stau la șprițuri, să... Și asta se întâmplă acum cu oamenii din comunitate. Asta se va întâmpla. Vom cunoaște oameni noi, vă vom cunoaște și noi pe voi, că voi pe noi ne știți.
Și abia aștept chestia asta. De asta m-am apucat, de asta fac asta. Da. Ok, bun, să uite încântat. Asta a fost clipul. Dacă aveți alte întrebări, puteți să lăsați în comentarii. În măsura lucrurilor pe care le știm, o să vă răspundem la întrebări. Până una alta, călătorește cu ionestiar@gmail.com și nu degeaba am numit călătorește cu ionestiar@gmail.com și n-am numit-o hai cu noi în croazieră sau ceva de genul, pentru că plănuim să mai facem genul ăsta de activități cu voi. Care nu o să fie neapărat pe vas de croazieră. Dar mă bucur că începem cu croazieră pentru că este un mediu controlat din punctul meu de vedere. Deci, e mult mai ușor de... De gestionat totul, da. Da. Bine, gata, sper că v-a plăcut vlogul, v-am pupat și vă așteptăm mail-urile dacă vreți să veniți cu noi. Da, 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 să vă grăbiți că cel puțin pe asta cu fiordurile, locurile sunt limitate, că cum vă spuneam e din scurt. Pe croazieră, dacă veți fi mai mulți, probabil că vom reuși să extindem pachetele, dar, că numărul de cabine, dar aici cu fiordurile, hurry up, ca să nu rămâneți pe afară. Și pe Caraibe trebuie să hurry up, ca să profitați de early booking, de costurile alea care sunt... considerabil mai mici. Da, da, da. Corect. Așa e. V-am pupat, pa. Mult am vorbit. Foarte mult. Cred că are o oră în vlogul ăsta. Da. E prima oară când facem asta. Da, e normal. Suntem foarte încântați, după cum se poate vedea. Dacă am spus tâmpenii, dacă am aberat, să ne iertați. Suntem încântați. Da, pa.